13:20, am fost sunat de un cetățean din castel că acoperișul școlii este pe stradă. 80% din acoperișul școlii se regăsește o parte în curtea unui vecin peste stradă, pe stradă și afectată grădinița care este pe fonduri europene acum în reabilitare, o parte apropiată de școală, cam 20-30 de metri pătrați. A fost o furtună foarte puternică și acoperișul școlii de pe școală a ajuns o parte în șosea, o parte a fost aruncată la vecin peste stradă. Și unde, în curtea cărui vecin a mai căzut? Aici, peste drum, tocmai așa departe aruncat? Dai seama că n-a fost drum. Că n-a fost prinsă bine, da, uite, uite, mai... Bună, face acoperișul, proiect și toate alea, sunt soluții, da, membrane care le vești, protejează și de cald și de rece, minus 20 de grade, peste 20 de grade, în așa fel încât să... Da, trebuie curățat. Da. Asta o facem începând de mâine, da, dimineață. Deci dacă e timpul frumos, da, uite, dimineața e frumos, da, acum plouă, peste o oră jumate, da, iar este soarele, da, și plouă, da, exact în timpul zilei. Pe situații de urgență am discutat la nivelul prefecturii și avem toată deschiderea și tot sprijinul să putem rezolva problemele cât mai repede ca să nu fie afectat începutul de noua școlară pentru copii.